faptul că astăzi a mai fost amânată încă o dată includerea pe ordine de zi a chestiunii privind dosarele politice. A fost elaborat un proiect de lege, un proiect de hotărâre a Parlamentului, care a fost semnat de data aceasta de mai mulți deputați, din mai multe fracțiuni. De la platforma DA a fost semnat de mine, de Liviu Vovc, Dinu Plângău, de la socialiști a fost semnat de Vlad Bătrâncea și Gaie Vartanian și de la PAS a fost semnat de către Mihai Pupșoi. Cei patru au semnat această declarație pentru că s-au aflat la Strasburg, acolo unde a avut loc ședința APCE și acești deputați au semnat inițiativa noastră privind rezolvarea problemelor oamenilor care mai au încă dosare politice. Din păcate, astăzi iarăși s-a propus această amânare. Ieri la biroul permanent nu s-a votat includerea pe ordine de zi. Noi, prin această conferință de presă, vrem să dăm un semnal către societate. Oamenii trebuie să știe că noi vom merge până în pânzile albe și vom promova această declarație pentru că au de suferit foarte, foarte mulți oameni. Noi susținem inițiativa cu care a venit Procuratura Generală și care a constituit o comisie din procurori cu scopul de a reevalua dosarele politice. Trebuie să facem precizarea că această inițiativă a fost preluată din declarația noastră. Noi am venit inițial cu această propunere pentru a se constitui o comisie din rândul procurorilor. Totodată vrem să spunem că dosarele politice asupra cărora va interveni procuratura sunt ale oamenilor care sunt incluși în diferite rezoluții ale APCE-ului, în rapoartele Departamentului de Stat al Statelor Unite și în rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite. Noi vom insista în continuare, vom face tot posibilul ca acest proiect de hotărâre să fie votat. El este important pentru a da un semnal foarte clar societății noastre, partenerilor de dezvoltare, inclusiv clasei politice, că asemenea dosare politice nu mai pot avea loc în Republica Moldova, indiferent de cine va fi la guvernare. Știm că câțiva colegi de-ai noștri din Parlament se află astăzi la OSCE, la Viena. Am discutat cu ei, se va aborda încă o dată problema dosarelor politice și acolo despre acest lucru am vorbit în plenul Parlamentului. Acum am să ofer cuvântul și celorlalți colegi ai noștri care se vor pronunța pe marginea altor chestiuni de actualitate, de asemenea care nu au fost astăzi incluse pe ordine de zi a legislativului. În primul rând vreau să mă refer la faptul că astăzi, dar nu doar astăzi, a fost violat regulamentul, așa cum am exprimat în plen, regulamentul Parlamentului, dar și impuși anumiți angajații Parlamentului să avizeze într-un fel oarecare, nu conform prevederilor legale, moțiunea simplă pe care am depus-o la inițiativa fracțiunii Platforma Demnitate și Adevăr. Acea moțiune includea trei chestiuni esențiale în ceea ce ține de politica externă a statului nostru. În primul rând, reiterarea angajamentelor Republicii Moldova față de implementarea acordului de asociere, pentru că conform conceptelor de politică externă pe care le are actualul ministru, așa cum s-a văzut prezentată, integrarea europeană nu mai reprezintă un interes în politica noastră externă. A doua chestiune importantă se referea la conflictul din regiunea transnistreană. Or, ministrul de externe s-a exprimat contrar angajamentelor pe care le-a avut Republica Moldova și conform Convenției de la Istanbul și în baza hotărârii Curții Europene pentru Drepturile Omului, precum că Federația Rusă este stat agresor în 1992 în războiul de pe Nistru. Și evident, a treia poziție pe care noi am solicitat-o să o auzim de la ministrul de externe se referă inclusiv la politica externă în legătură cu schimbarea, mutarea anumitor ambasadori. Și iarăși refuzul cumva
contrar prevederilor constituționale și argumentul Parlamentului a subvenit în urma unui joc foarte simplu, împărțeală de funcții ambasadori, inclusiv în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în special din informațiile pe care le țin la moment, este vorba de mai degrabă de o înțelegere pentru a menține funcția unui ambasador al Republicii Moldova în Ungaria, pe nume Oleg Țulea, un apropiat al lui Vladimir, a domnului Deacov. Respectiv, asta este mesajul nostru. Deja colegii noștri din Parlament s-au expus foarte clar, în cazul în care se vor mai repeta încălcări de Constituție, încălcări de regulament a Parlamentului, nouă nu ne rămâne nimic altceva decât să blocăm tribuna Parlamentului astfel încât activitatea parlamentară să revină la normalitate. Un alt subiect foarte important, stimați colegi, pentru agenda Platformei Demnitate și Adevăr, este legea care se numește legea cu privire la modificări la anumite acte legislative, numită legea de ușorizări numărul 181. Vreau să vă spun și în acest fel transmitem dezaprobarea noastră categorică față de încercările de tergiversare a pregătirii acestui proiect de lege pentru lectura a doua. După cum bine știți, a fost înregistrat acest proiect de lege în luna septembrie. La mijlocul lunii octombrie, eu am avut plăcerea de a prezenta pentru prima lectură proiectul de lege 181. Am avut un format activ de consultări publice pe acest subiect. Am implicat toate instituțiile care sunt abilitate să-și ofere avizele lor. În acest moment, în momentul în care s-a schimbat guvernul, guvernul nou a cerut să se transmită un alt aviz, iar avizul nu a venit până în acest moment. Nu este prezentat un raport a Comisiei de Specialitate, Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Noi calificăm această tergiversare neîntemeiată drept o sabotare a procesului de adoptare a legii de offshore-izării și vreau să vă amintesc că această lege este un element indispensabil pentru asanarea și igienizarea spațiului public. Vreau să vă amintesc că această lege este necesară pentru a curma orice fel de conexiuni toxice a sectorului public din Republica Moldova cu diverse firme înregistrate în offshore care intră în sectorul public, intră în Republica Moldova cu bani nedeclarați sau cu bani de proveniență toxică și după asta, evident, încercăm să înțelegem cui aparținea aeroportul, cui aparțin alte proprietăți care sunt vândute sau concesionate în condiții obscure. În plus, aș vrea să menționez că această lege cu privire la deofshorizare are o legătură directă cu ceea ce s-a întâmplat de asemenea astăzi în Parlamentul Republicii Moldova. Am văzut o sabotare și pe moratoriu cu privire la legea cetățeniei. După cum bine știți, guvernul anterior, guvernul democrat, a propus spre vânzare cetățenia Republicii Moldova și această cetățenie este transmisă unor grupuri de persoane, familii, cu proveniență incertă din anumite regiuni ale globului în care există riscuri și pericole foarte clare în legătură cu conexiunile lor cu diverse grupuri care nu sunt foarte legale. Această amânare a deciziei de prelungire a moratoriului asupra legii cetățeniei vorbește despre faptul că, așa zisa nouă majoritate parlamentară, constituind Partidul Socialiștilor și Partidul Democraților, și-au format o anumită agendă, care nu este însă în interesul public și care creează în continuare niște riscuri de securitate națională pentru Republica Moldova. În plus, aș vrea să vă spun, și asta este ultimul element, aceste încercări pe care noi le facem în Parlamentul Republicii Moldova de a promova legea de offshore-izări, de a opri vânzarea cetățenii unor cetățeni străini care încearcă să profite de beneficiile de circulație liberă pe care Republica Moldova le-a obținut în anul 2014, nu poate fi înțelesă altfel decât un fel de restaurație politică și această restaurație politică este nocivă pentru Republica Moldova. Ultimul element, aș vrea să-l menționez, legea Magnitsky. Să știți că este o lege așteptată din partea Republicii Moldova. Republica Moldova a fost afectată dramatic și direct atunci când s-au fraudat băncile.
prin intermediul unor grupuri toxice, a unor grupuri cu intenții criminale, și legea Magnitsky ar putea într-o fel să dea un semnal foarte puternic că noi avem elementele și instrumentele necesare pentru a ne proteja spațiul public, băncile, alte obiective de infrastructură critică împotriva unor grupuri care încearcă să destabilizeze economia națională sau încearcă să cumpere pe bucăți la preț mic, în condiții obscure, anumite obiective de importanță națională. Noi ne declarăm protestul față de asemenea încercări de a sabota inițiativele legislative și de a reveni la business as usual, adică o agendă determinată doar de interese arbitrare a unor grupuri obscure, cu, evident, cu influență oligarhică. Mulțumesc! Fiți de acord că oricare ar fi interesul conjunctural de moment al actualei majorități parlamentare, există în Republica Moldova un subiect care trebuie să ne unească pe toți. Securitatea națională. Astăzi am solicitat în plenul Parlamentului să fie invitat cu un raport directorul SIS, domnul Iesaolencu. Mi s-a refuzat acest lucru și eu vreau să-mi declar nemulțumirea, puțin spus, neînțelegerea acestui fapt. Am avea de discutat cu domnul director pe mai multe segmente. De exemplu, segmentul cu regim sporit de securitate, aeroportul internațional Chișinău, care a ajuns astăzi un obiectiv de importanță strategică națională, a ajuns subiectul unor trocuri între grupuri obscure, necunoscute. Se întâmplă ceva foarte grav. Mai sunt și multe alte subiecte la care ar trebui să dea un răspuns Serviciul Informații și Securitate. Să ne amintim că ceva timp în urmă, domnul președinte Dodon se adresa angajaților serviciului să fie foarte atenți că ar exista niște ingerințe în treburile interne ale Republicii Moldova, că ar exista niște pericole. Bine, noi vrem să știm despre ce este vorba. Să avem nevoie de niște răspunsuri foarte clare. Securitatea statului este tocmai segmentul sau obiectivul, hai să zic așa, cel mai important și nu doar pentru moment. Și aici trebuie să se manifeste indiferent toți deputații, indiferent de opțiunilor politice. Mă surprinde că în Comisia Securitate Națională încă nu a fost pus în discuție subiectul privind trocul ăsta cu aeroportul internațional Chișinău. Nu s-a discutat nici despre alte subiecte, cum ar fi și aeroportul Mărculești, despre pericolul care planează acum, pericolul care planează Republica Moldova privind niște activități, răspunsul la care, și întrebări, răspunsul la care eu o să-l solicit domnului director Iesaolencu în cadrul plenului Parlamentului. Vreau să vă declar că am avut o discuție telefonică cu domnul director și dânsul a spus că nu vede nicio problemă și este gata oricând să vină să răspundă la întrebările parlamentarilor și în același timp la întrebările cetățenilor, pentru că noi reprezentăm un mare număr de cetățeni în Parlamentul Republicii Moldova care așteaptă niște răspunsuri. Iar, repet, securitatea statului este de cea mai mare importanță. Am spus. Vă rugăm dacă aveți întrebări. Dumneavoastră ați declarat că sunteți gata să blocați tribuna în cazul în care vor fi alte încălcări, în opinia dumneavoastră, încălcări. Spuneți, vă rog, în ce măsură și cum asta va fi posibil? Deci, nu putem vorbi despre o activitate normală a Parlamentului în genere ca o structură legislativă în condițiile în care nu se respectă nici Constituția, nici regulamentul Parlamentului, o lege în baza căruia activează 101 deputați. În condițiile respective, evident că o posibilitate de a ne exprima dezacordul față de încălcarea legislației este blocarea tribunii Parlamentului astfel încât nici ceilalți deputați nu poată activa în regim normal, așa cum ni se îngrădește nouă drepturile în fiecare zi în calitate de opoziție parlamentară. Cum asta va fi? Fizic nu veți
ca deputații să-și s-au mai întâmplat astfel de acțiuni, sunt diferite modalități. Noi, deja până a ieșit la conferința respectivă de presă, am anunțat o pauză de 30 de minute, deci vom proceda regulamentar, așa cum prevede legea, astfel încât să blocăm activitatea Parlamentului, în strictă conformitate cu legea. Ce democrație? Adică am înțeles că este vorba despre domnul Dumitru Diacov și Monica Băbuc, n-au votat includerea pe ordinea de zi. Adică dacă ei deja anunțat că nu votează această moțiune, cel puțin să fie examinată. Este, nu știu, frică că ministrul nu va răspunde pentru noi? Este vorba de o înțelegere despre anumite funcții pe care le-a avut o parte din deputații democrați cu Igor Dodon. Și această înțelegere se referă inclusiv la numirea sau menținerea în funcție anumitor ambasadori. Despre asta este vorba. Și, în consecință, cei din Partidul Democrat, care au rămas în Partidul Democrat, nu trebuiau categoric, pentru că unii erau dispuși să fie invitat ministrul de externe să spună foarte clar că vectorul european al Republicii, vectorul european pentru Republica Moldova este o prioritate și că partea din regiunea transnistreană este parte componentă a Republicii Moldova. Asta este tot. Dar în urma jocurilor, trucurilor, v-am dat și un nume pe care cel puțin ni s-a adus nou la cunoștință. A fost parte din acest truc, înțelegere banală despre împărțeală de funcții. Da, eu aș vrea să mai precizez un lucru. Blocarea tribunei Parlamentului este doar o modalitate. Noi putem să boicotăm ședințele dacă în viitorul, dar acest lucru vom lua în comun fracțiunile din opoziție, pentru că aflarea noastră în Parlament este pentru a elabora proiecte de lege, pentru a le vota, pentru a le examina. Și ceea ce spuneți este corect. Deci faptul că la biroul permanent cei din așa zisul Partid Democrat nu au acceptat includerea pe ordinea de zi a moțiunii, este o chestiune absolut ieșită din comun. Pentru că acest ministru, care a făcut aceste declarații scandaloase, a venit la fracțiunea Partidului Democrat și a turnat cenușă în cap și a cerut scuze, numai că aceste scuze nu trebuie făcute la Partidul Democrat. Aceste scuze trebuie făcute în Parlamentul Republicii Moldova, conform legislației în vigoare și conform acestei moțiuni simple care a fost înaintată de către fracțiunea platformei, da. Eu aș dori să adaug un element care s-ar putea să fie interesant. În primul rând, Constituția și regulamentul Parlamentului oferă dreptul tuturor deputaților și grupurilor de deputați înregistrați ca formațiuni politice să depună moțiuni simple de cenzură. Este altă problemă dacă această moțiune trece sau nu trece cu majoritatea simplă de voturi. Dar faptul că noi avem tot dreptul de a depune o moțiune simplă este garantată prin Constituție. Și nu este posibil să apară un argument absolut aberant încât șeful direcției juridice a Parlamentului să dispună că această moțiune simplă nu a fost redactată conform anumitor uzanțe. Pentru că mesajul și importanța politică a unei moțiuni simple este de a manifesta nemulțumirea față de o problemă care există în societate și pe care noi o exprimăm din partea cetățenilor care ne-au votat. Nu poate fi înlocuit argumentul politic cu un argument juridic care nu se regăsește în regulamentul și în Constituția Republicii Moldova. Și vreau să vă întreb, cum dumneavoastră vedeți colaborarea posibilă? Grupul Pro-Moldova, care a fost anunțat astăzi crearea, inclusiv în ceea ce privește votarea acestei declarații comune privind parcursul european, dacă vedeți posibilitatea să votați? Domnișoară, acest grup abia a apărut, este un bobocel. Nu știm ce o să facă, ce o să cânte și ce o să deseneze pe nisip. În funcție de identitatea politică, probabil că o să găsim teme care ar putea fi votate în aceeași ordine, dar ei trebuie să se manifeste și să se distanțeze de ceea ce ei consideră politic periculos pentru integritatea sistemului public și pentru sistemul politic din Republica Moldova. Care întreagă fracțiune a votat totuși această declarație. Cum credeți, în ultimele zile vedem apropierea tot mai pronunțată de PSRM, deși ei neagă acest lucru? Atâta vreme cât declarații politice sunt pozitive pentru sprijinirea unei moțiuni simple, dar membrii marcanți ai acestui partid democrat sabotează legi esențiale, cum este legea Magnitsky, cum este legea de offshore-izări, câtă credibilitate pot să aibă aceste demersuri? Este o întrebare retorică la care ați găsit și răspuns. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Să trăiți!